Dar și faptul că celebrăm acum 20 de ani de la stabilirea raporturilor diplomatice bilaterale. România a fost primul stat care a recunoscut Declarația de Independență a Republicii Moldova. Și prin declarația solemnă a Parlamentului de la București a înscris relațiile dintre cele două state frățești în contextul transformărilor democratice din Europa începutului anilor 90. Doamnelor și domnilor, dimensiunea europeană a definit constant cooperarea dintre țările noastre. România și-a dorit ca procesele de apropiere de Uniunea Europeană a celor două state să se sincronizeze pentru ca cetățenii ambelor țări să beneficieze în comun de efectele benefice ale europenizării, în alți termeni, ne-am dorit mereu ca Europa să ne unească și ca aspirația europeană comună să stimuleze cooperarea noastră. Nu e prin urmare surprinzător că țara mea a fost în ultimii ani unul dintre suporterii constanți ai asocierii politice și integrării economice europene ale Republicii Moldova. Mai mult decât atât, se poate afirma că începând cu 2009, procesul de europenizare a constituit esența cooperării noastre bilaterale. Tot ceea ce am făcut în domeniul politic, cultural, economic, consular, al drepturilor omului și societății civile, în privința justiției și a întăririi capacității administrative, ei bine, toate acestea au avut un obiectiv comun, sprijinirea reformelor europene în Republica Moldova. Un bilanț sumar demonstrează că practic nu există instituție publică centrală sau locală în Republica Moldova care să nu fie angajată într-o relație formalizată sau informală cu instituții similare din România. Doamnelor și domnilor, mi-ar fi imposibil ca într-un răstimp rezonabil să fac sinteza cooperării noastre din 2011. În al doilea rând, mi s-ar părea nepotrivit să vorbesc acum despre meritele României, fiindcă cele pe care le-am realizat ar fi fost probabil cu neputință sau mai dificile în lipsa deschiderii autorităților de la Chișinău și în absența hotărârilor de a da acestei țări un viitor european. E poate neobișnuit în asemenea ocazii, dar aș prefera să trec succint în revistă meritele Republicii Moldova și nu ale țării mele. În 2011, Republica Moldova a avansat decisiv în negocierile privind acordul de asociere și a încheiat pregătirile privind demararea dialogului, conducând la crearea unei zone aprofundate de comerț liber cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește liberalizarea regimului de vize de scurtă durată, Guvernul de la Chișinău a făcut progrese remarcabile și va putea trece în curând la etapa a doua a acestui proces. Prin comparație cu alte state aflate în procese similare, profesionalismul și rapiditatea demonstrate de autoritățile de la Chișinău în dialogul cu Uniunea Europeană sunt cu adevărat unice.
Doamnelor și domnilor, în acest an Republica Moldova a încheiat negocierile și a parafat acordul privind spațiul aerian comun cu Uniunea Europeană, un gest politic major care va aduce rapid avantaje concrete cetățenilor moldoveni. Tot în 2011, Republica Moldova s-a integrat în Comunitatea Europeană a Științei și Cercetării, fiind astfel prima și singura țară din Parteneriatul Estic admisă ca partener în programul 7 pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Prin profesionalismul cu care s-a angajat în dialogul complex cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a demonstrat că are capacitatea de a fi un actor responsabil al comunității internaționale. Chișinău este astăzi unul dintre membrii respectați ai Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite și exercită cu succes președinția Comunității Energetice Europene. Ca stat dunărean și angajat în problematica regională, Republica Moldova a demonstrat că știe să-și optimizeze resursele de cooperare și dezvoltare cu toți partenerii. Doamnelor și domnilor, Republica Moldova este astăzi cu adevărat ceea ce toți prietenii ei, mai cu seamă România, și-au dorit din totdeauna. Un partener eficient, ambițios și predictibil. România este astăzi un susținător angajat al tuturor proceselor de reformă, modernizare și progres democratic demarate de Alianța pentru Integrare Europeană. Avem astfel sentimentul că răspundem dorinței unei largi majorități a cetățenilor moldoveni care asociază viitorul Republicii Moldova cu valorile de libertate și prosperitate specifice Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, de Ziua Națională a României, este un privilegiu să adresez autorităților de la Chișinău cele mai fraterne felicitări pentru reușitele cooperării noastre din 2011 și asigurarea că le vom sta mereu alături la bine și la greu. La mulți ani! Eu cred că nu este necesară traducerea. O să țin discursul în română și el va fi unul scurt, dar totodată unul sincer. Cu deosebită satisfacție constat că în baza unui dialog politic, sincer, deschis, pragmatic, între Republica Moldova și România, în sfârșit avem relații firești. În rezultatul acestor abordări în relațiile noastre, noi am reușit să avansăm în procesele atât de complexe, dar totodată importante pentru Republica Moldova. Eu aș vrea să menționez că nu doar procesul de integrare europeană are suportul din partea României. Transformările interne care vizează democratizarea țării noastre are un suport direct. Și acest lucru ne face pe toți să fim obligați să reușim și folosesc această ocazie pentru a-mi exprima recunoștință pentru acest sprijin față de statul român, față de poporul român. Avem în față un plan ambițios. Urmează ca în timpul cel mai apropiat să avem ședința comună de guverne, în cadrul căreia să ne planificăm acțiunile de viitor, care vor avea la bază proiecte ambițioase în domeniul economic, științific. În acest sens vreau să vorbesc despre proiectele de anvergură atât necesare în țării noastre din domeniul energetic. Excelență, domnule ambasador, stimați prieteni, Republica Moldova este implicată plenar în acest proces de europenizare. Și succesul țării noastre este în același rând și în egală măsură succesul partenerilor noștri. Este în același rând și succesul României. Vreau să doresc în încheiere ca România să prospere, iar cetățenii români
să aibă parte din tot ce este mai bun acest moment. Mulțumesc și la mulți ani, România! Vă propun așadar să ciocnim o cupă de șampanie pentru Republica Moldova și România. La mulți ani tuturor! Vă întreb ce înseamnă pentru voi și ce zi e astăzi? Este data de 1 decembrie, ziua României. Este ziua României. Este Marea Unire, ziua este unirea Principatelor Române cu Moldova. Dar pentru tine ce înseamnă? Pentru mine este Marea Unire și unirea Principatelor. Ce înseamnă pentru dumneavoastră 1 decembrie? 1 decembrie e ziua României și am venit și noi aici să ne întâlnim cu prietenii. De fapt, ieri am venit din România și am primit invitațiile și am venit să ne întâlnim cu mulți prieteni. Românii, de pretutindeni și noi cei din Transnistria care gândim românește și suntem români, ne bucurăm și noi de această sărbătoare, dar desigur că am vrea să ne bucurăm în alt mod. Adică când va fi țara integră, ca să simțim această sărbătoare pe deplin. Sigur că fiind născut în Bucovina, în Cernăuți, mă doare sufletul și pentru cei români care încă nu sunt acasă. Un eveniment cu adevărat important în Chișinău și în Republica Moldova, și anume lansarea astăzi a Radio Chișinău, care este ultimul copil al Radio România. Radio România devine astăzi încă mai mult o prezență internațională și îmi face multă plăcere cu această ocazie să invit în fața dumneavoastră pe domnul senator Viorel Badea, fiindcă Parlamentul României este patronul Radio România, și pe domnul președinte al Radio România, domnul Demeter Andraș. Bună seara! Vă doresc tuturor la mulți ani. Vreau ca în această zi să ne gândim la un singur lucru, și anume că iubim România, oriunde s-ar găsi ea.
Vreau ca în această seară și ca în această zi să trăim tot timpul de acum înainte. Vreau să vă transmit tuturor salutările românilor din Serbia, din Ungaria, din Bulgaria, din Europa Occidentală, din cele două Americi și Australia și să aveți siguranța că în momentul acesta cu toții trăim într-un singur suflet și cu toții vom merge în continuare pe drumul pe care am pornit. Nimic nu ne va da la o parte din ceea ce ne-am propus și nimic nu ne va face să ne întoarcem privirea înapoi. Suntem acum în Basarabia, vom continua să fim, nu vom mai pleca niciodată și în același timp ne bucurăm că Radio România ne-a făcut un cadou de mare excepție astăzi. Am mai botezat un copil aici care se numește Radio Chișinău. Vreau să vă amintesc câteva nume pentru că, în general, în toată această debatură îi uităm pe cei care în spatele nostru își fac treaba așa cum se cuvine și vreau să amintesc numai două, trei persoane, pentru că pe cel mai important probabil le știți. Sunt câțiva jurnaliști care au lucrat până acum pentru acest post de radio. Vreau să-l amintesc aici pe Marian Voicu, vreau să-l amintesc pe Cătălin Gomboș, vreau să-l amintesc pe Ala Țurcanu, vreau să-l amintesc pe Stella Popa, să-l amintesc pe Doru Dendiu și pe toți cei care de acum înainte vor reuși să ducă mai departe acest mare proiect care este Radio România. Vă mulțumesc, suntem alături de dumneavoastră, vă cuprindem în sufletul nostru și să țineți cont de un lucru, că nu contează cât este România. România astăzi poate să fie cât județul Dolj, bine cât China. Pe noi ne interesează neamul românesc. Vă mulțumesc și la mulți ani, România! Președinte, vă rog. Excelență, domnule ambasador, domnule prim-ministru, domnilor și domnilor, Radio România, Radio România Chișinău, Radio Chișinău. Lansarea unui post de radio cu acoperirea principală de la Primărul Urban și nu numai din Republica Moldova este un moment cheie în istoria postului public de radio din România, care își cuantează astfel rolul de serviciu public aflat în slujba ascultătorilor săi. Prezența noastră aici este susținută și garantată de experiența și de credibilitatea dobândită pe parcursul celor 83 de ani de existență a radioului în România și poate tot atâți ani de speranță în privința responsabilității către cei de peste prut. Iată că aceste speranțe au prins contur, iar rolul proactiv în viața comunitară, în universul creativ și profesional pe plan european și internațional, are, începând de astăzi, în 1 decembrie 2011, un nou nume în Republica Moldova. Radio Chișinău. Mulțumesc tuturor românilor de ziua românească, de ziua României și în special celor care acum, fără voia lor, sunt plecați în afara României sau sunt plecați din Basarabia. Vreau să-i asigur că în tot acest răstimp noi am făcut tot ce este posibil pentru ca ei, atunci când se vor toace acasă, să găsească o casă curată, o casă luminoasă. Și vreau de asemenea să-i asigur pe absolut toți că este nevoie de ei mai mult ca niciodată acasă. România este din ce în ce mai prezentă în Basarabia. România își dorește foarte mult ca Basarabia să meargă împreună cu ea acasă. Vrem să vă luăm acasă în Europa. Sunt convins că vor reuși acest lucru, dar ne va fi foarte greu, ne va fi foarte dificil, poate chiar imposibil, fără să o facem fără ajutorul vostru, fără aportul vostru și, bineînțeles, fără experiența și seriozitatea de care voi dați dovadă. Vreau să vă spun că nu ar fi nimic posibil
în Basarabia și n-ar fi nimic posibil în România în general, fără ajutorul pe care voi îl trimiteți acasă. Dar dincolo de toate aceste lucruri, eu zic că este necesar să reconstruim cele două maruri ale Prutului, în așa fel încât, într-adevăr, să se spună că românii sunt un singur suflet, că românii trăiesc într-o singură țară, că românii, într-adevăr, reușesc să conteze într-o Europa mare, într-o Europa unită. E pentru mine un privilegiu și o bucurie în același timp să mă pot adresa de 1 decembrie, ziua națională a României și în același timp ziua unității tuturor românilor, oriunde se află ei, cu un mesaj de bucurie, cu un mesaj de optimism și cu încrederea că românii au un destin puternic și că vor fi la înălțimea acestui destin. De decembrie este o sărbătoare pentru românii de pretutindeni, de aceea și toți care se simt români în această zi și aduc aminte de înaintașii patrii și de asemenea de toți acei care au contribuit atât la evenimentul care a avut loc în 1918, cât și după. Adică, la urma urmei, indiferent, suntem pe un mal sau pe altul, suntem români. Decembrie 1918 a avut loc realizarea visului de aur al tuturor românilor. Astăzi aniversăm 93 de ani într-o atmosferă cu multă emoție pozitivă, multă bucurie, pentru că la Chișinău avem și inaugurarea sărbătorilor de iarnă, pomul de Crăciun, a iluminatul de sărbătoare. Am avut ocazia să fiu și la Alba Iulia de dimineață, chiar în Sala Unirii, și aș spune că Alba Iulia, Palatul Unirii, Sala Unirii au aceeași semnificație pentru români pe care Ierusalimul și locurile sfinte o au pentru creștini. Și din acest punct de vedere, la Alba Iulia, atunci când ești în cetate, ești în Sala Unirii, evident te încarci de energie pozitivă și te gândești la faptele de neegalat deocamdată ale înaintașilor noștri, mă refer la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, la pașoptiști, mă refer la cei din Sfatul Țării. Să Dumnezeu în viitor, chiar dacă atât răsăritul cât și apusul nu prea sunt de acord cu anumite năzuințe ale poporului nostru, totuși să reușim să le promovăm, să reușim să le realizăm. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi marcantă? Păi, ceea ce am spus și la început. Este ziua în care a fost dezăvârșită opera sau efortul și truda zeci de generații de la începutul ierei noastre încoace. A durat 2000 de ani, dar totuși la 1918 s-a reușit. Și evident, 1 decembrie rămâne a fi ziua în care a fost atinsă valoarea supremă a neamului românesc. A fost reîntregit. Și această semnificație cu siguranță va fi mereu. 1 decembrie 2011, adică azi, s-a dovedit a fi unul mult mai bun și promițător decât ceilalți. Să sperăm că 2012 va fi unul mult mai bun pentru noi români. La mulți ani, România!